În turul fazei de debut a Cupei României, BC Mureș urma să primească în data de 22 septembrie vizita formației CSU Sibiu, iar pe 26 mureșenii ar fi disputat returul pe terenul formației sibiene. Sala din Sibiu fiind ocupată în această dată, cele două cluburi și responsabilii de la Federația Română de Basket au hotărât să inverseze ordinea de disputare a partidelor, astfel încât în data de 22 septembrie CSU Sibiu va găzdui prima partidă. Partida retur programată pe 26 septembrie va avea loc în Sala Sporturilor din Târgu Mureș. Până atunci, BC Mureș mai dispută un singur joc amical în compania formației UBT Cluj-Napoca. Meciul va avea loc astăzi, dar cu ușile închise, accesul spectatorilor nefiind permis.